Hei, hei, hei! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Larisa și astăzi facem un haul alimentar. Eu și Johnny ne-am hotărât să mai stăm o săptămână în Montana. Inițial am venit pentru o săptămână și un pic și ne-am decis că e prea puțin să ne extindem șederea. Așa că am făcut niște cumpărături alimentare să completez cel de săptămâna trecută. Ți-am arătat în ultimul daily vlog că am fost la supermarket și am cumpărat câteva alimente. Și în funcție de ce a funcționat săptămâna trecută, ce am folosit, ce nu am folosit, au mai rămas câte ceva, în special în congelator. Am făcut completarea și e bine pentru că o să folosim și multe din chestiile pe care le-am început săptămâna trecută. Mă tot scarpin că m-am mâncat în țarii. Dar da, e un haul alimentar, completarea la ce ne trebuia. Am fost la două supermarketuri mai curate, locale. Unul în orașul mai mare și unul în orașul mai mic. La primul supermarket am cheltuit $99 și 67 de cenți, dintre care cred că $4 Johnny a cheltuit pe niște acțibilde, sticăre și da, aia a fost singura chestie nealimentară. Iar la al doilea am cheltuit în jur de $66 și $9 a fost o chestie cu miros pentru natural și așa mai departe. Dar în rest toate celelalte sunt alimente pe săptămâna asta. Micul dejun îl mâncăm acasă, cred că o să mergem o dată sau de două ori la cafeneaua noastră favorită și în rest pe aici pe acolo poate mai mâncăm în oraș, că o să fim și plecați în aventuri, dar majoritatea meselor o să fie cred că acasă și foarte simple, gen sandwich-uri, o pizza congelată și da, din astea foarte, foarte simple și rapide, o quesadilla, mai am niște sushi corean în congelator, mai o salată și trece și săptămâna asta cu mese rapide și ușoare. Probabil că o să mai cumpărăm, nu am găsit acum biscuiția cu ciocolată care am cumpărat săptămâna trecută, s-au dus toți și adică i-am mâncat pe toți, așa că nu i-am găsit acum. Probabil că o să-i fac la un moment dat și o să aibă din nou de la vânzare și o să cumpărăm. Dar așa, în mare, cred că avem ce avem nevoie. Am cumpărat tot ce avem nevoie pentru săptămâna asta. Și haul-ul pe săptămâna următoare e foarte ciudățel. Da, nu știu. Sunt câteva chestii sănătoase, dar sunt și chestii rapide. Am luat arugula pentru că, nu știu, în ultimul timp asta este verdeața mea favorită. Îmi place să o pun pe orice, mai puțin pe chestiile dulci. Pe urmă, am luat o pâine cu maia și cu nuci. Foarte interesantă combinația. Am luat fructul pasiunii congelat. Asta l-am pentru smoothie-uri dimineața. Johnny și-a luat niște mango uscat, acum văd că și-a luat două bucățele. O lămâie, am zis că poate am timp să-mi fac și eu propria mea prânză din soia. Pe urmă am luat două, din lapte de soia, am luat două băuturi din acestea Olipop. Așa. Un cartof mov, din nou îl fac rapid la cuptor și poate să fie asta cu niște tofu și o salată și bum, am terminat. Pe urmă am găsit chestia asta, de obicei nu sunt cu imitațiile, însă ingredientele nu sunt foarte proaste și am zis că vreau să încerc. E chestie care imită somonul, e făcută cu morcovi, sirop de arțar, are și puțin ulei. Sunt curioasă care e treaba. Pe urmă am luat niște lipii din făină pentru Johnny. Am zis că îi fac așa o quesadilla rapidă cu brânză, poate să fie într-o seară. Pe urmă am găsit chestia asta care e liquid smoke, adică îți dă afumătură lichidă. M-am gândit că pot să... Asta o să iau acasă. M-am gândit că pot să pun tofu la marinat peste noapte în el. O să încerc. Am luat două. Sunt foarte curioasă. Pe urmă am luat un sirop de arțar pentru vafeurile lui Johnny dimineața, pentru că nu mai aveam. Am luat un castravete pentru salată. Am luat două pizza. Una cu brânză pentru Johnny și una vegană pentru mine. Pe urmă, brânza asta care este făcută aici în Montana este mozzarella. Probabil pentru că este mozzarella făcută în Montana. Am luat niște piersici pentru fructe la gustare. Lui Johnny am luat un unt făcut în Franța, se pare, care este nesărat.
niște banane, pentru că data trecută am uitat să iau banane. Încă mai avem de săptămâna trecută câteva ingrediente, însă ca să avem din nou mai multe. Pe urmă am luat niște roșii, care sunt organice, niște struguri negri, din nou pentru gustare, și am luat chestia asta care nu e de mâncare, e cu uleiuri naturale pentru a ține șoarecii la depărtare. O să o pun în dulap, am avut în trecut probleme cu șoarecii. Pe urmă am luat o brânză din asta, din nou, o brie din asta din caju. Am luat-o săptămâna trecută și mi-a plăcut extraordinar de mult, foarte, foarte bună. Este scumpicică, dar ingredientele sunt curate și e bună, rău de tot. Și pe pus pe pâine. Și am mâncat-o așa cu salamul ăsta, care e din smochine făcut și cu paprika și piper. E un deliciu. Mai am puțin salam, dar nu mai am din asta. Așa că e o combinație super bună. Și am mâncat bria cu salamul ăsta și cu piersici. Am mâncat doar asta pe pâine prăjită. Doar salamul, de sunt multe, multe combinații și extraordinar de gustoase. Cam asta este haul-ul, este puțin mai atipic, dar nu o să mâncăm toate mesele acasă. Unele chestii pot să fie rapide, mai am treburi în congelator și în frigider. E o completare pentru săptămâna aceasta. Era să zic ce urmează, că nu e ce urmează, că e deja săptămâna asta. Sper că ți-a plăcut videoul, știu că e puțin mai diferit de holurile mai sănătoase de acasă, însă nu vreau să petrec foarte, foarte mult timp în bucătărie. E și cald, suntem și în vacanță, vrem să facem și multe chestii. Da, e o variantă mai rapidă a Larisei și cu chestii noi pe care nu le avem toate acasă, așa că am zis să le încerc unele chestii pe care nu le găsesc în LA. Sper că ți-a plăcut, nu uita să te abonezi, să apeși butonul de like și ne vedem data viitoare, probabil că joi, cu un daily vlog. Te-a pupat! Ciao!